Bună ziua, stimați colegi și bine v-am regăsit! Vă propun astăzi un alt instrument digital foarte util în activitatea didactică, Miro sau tabla digitală. Accesând site-ul miro.com, puteți utiliza și descărca această aplicație. Este de fapt o platformă ce îți oferă acces la propriul whiteboard colaborativ, ideală pentru o sesiune de brainstorming sau pentru crearea, editarea de panouri pe care să le împărtășești cu echipa ta. Puteți de asemenea organiza conferințe și crea schițe la distanță. Este foarte prietenoasă și este recomandată a fi utilizată în momentul în care vă conectați online într-o sesiune de Meet. Tabla A este albă, este colaborativă și poate fi folosită online. Versiunea gratuită ne oferă până la 3 plăci editabile. De asemenea, aplicația pentru tabletă este foarte versatilă. Puteți adăuga note lipicioase pe care le puteți ulterior transforma în note digitale. Puteți capta idei din mers, puteți împărtăși tabele pe care le creați, să invitați alți membri în editare. Proiectul CRED utilizează această platformă și o face, iată, cu mult succes, având în vedere numărul mare de cadre didactice ce utilizează această aplicație. Să nu uităm de cea mai mare facilitate, aceea de a putea invita și alți colegi sau alți elevi să lucreze în tandem. De asemenea, permite importarea de documente de pe laptopul sau device-ul propriu, are un meniu principal foarte prietenos, ce permite lucrul la toate disciplinele și, în fine, aplicația mobilă poate avea, evident, facilități și mai multe. Să nu uităm că este foarte, foarte indicată în cazul construcției unui proiect, de asemenea că permite o conexiune rapidă între membrii echipei și permite organizarea de idei foarte facil între aceștia. Poate păstra notițe, așa cum spuneam, pentru a adapta proiectul la contextul potrivit. Nu uitați, vi-l recomand și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând și mult succes!